Sâmbătă la Drobeta, turnul Severin, a ajuns ministrul Muncii Ilie Olguța Vasilescu. Demnitarul a răspuns astfel invitației primăriei severinene de a participa la inaugurarea celei de-a treia hală de producție a fabricii de cablaje, un important și serios investitor în municipiul nostru. Vreau să le mulțumesc pentru invitație. E un lucru extraordinar de fiecare dată când se inaugurează o fabrică și noi locuri de muncă. Aici este vorba despre o secție, pentru că dumnealor sunt deja de mulți ani în România și sunt una dintre multinaționalele importante cu foarte mulți angajați, printre cele mai mari companii ca și număr de angajați. Sigur că 3.000 de lucrători într-un oraș cum este Drobeta, Turnul Severin, nu poate să fie decât o veste extraordinar de bună, cu atât mai mult cu cât au preluat foarte mulți dintre foștii angajați de la RAN care rămăseseră fără locuri de muncă. La discuțiile purtate înainte de momentul festiv, ministrul Muncii a vorbit despre programele guvernamentale care sprijină deopotrivă investitorii, ucenicii, dar și pe cei care se mută la mai mult de 50 de kilometri în vederea angajării, persoane pentru care statul român plătește chiria. După discuțiile pe care le-am avut astăzi, cred că fluctuație de ambele părți, pentru că și dumnealor au putut să afle despre programele naționale cu ajutorul pe care statul român îl oferă investitorilor pentru a plăti lucrătorii. Este vorba de programele de ucenicie și de stagiu care sunt finanțate cu fonduri de la Uniunea Europeană. Avem la dispoziție aproximativ 500 de miliarde de euro pe care să îl oferim angajatorilor ca să plătească la nivelul salariului minim pe economie ucenicul și stagiarul. Deci statul le oferă suma de 250 de euro lunar pentru fiecare ucenic angajat. Normal că ne așteptăm ca la această sumă și angajatorul să mai pună ceva astfel încât salariile să fie decente și eu sper din toată inima ca și această companie să acceseze fondurile respective și de asemenea am vorbit despre criza forței de muncă și dumnealor s-au lovit de acest lucru pentru că își desfășoară activitatea în mai multe județe ale României și bineînțeles că și aici avem din partea guvernului mai multe programe, cum ar fi prima chirie, de exemplu, unde angajatul care se angajează la o distanță mai mare de 50 de kilometri de localitatea de domiciliu primește de la statul român 75% din cheltuielile cu chiria și utilitățile, dar nu mai mult de 900 de lei. Eu sper din toată inima ca toate aceste programe guvernamentale să fie accesate atât de angajați cât și de angajatori, pentru că sumele sunt la dispoziția lor și este păcat să nu le folosească. Tot de la Drobeta, Turnul Severin, Olguța Vasilescu a vorbit și despre noile măsuri fiscale ce urmează a fi introduse de guvernul Tudose. Sunt schimbări în Parlamentul României, bineînțeles, acestea s-au întâmplat în urma discuțiilor cu mediul de afaceri. Cu certitudine, firmele care își plătesc dările către stat nu vor fi absolut deloc afectate. Practic, pentru ele rămâne la fel ca și până acum, dar dacă după o lună de zile se înregistrează datorii către ANAF, atunci automat intervine splitarea. Deci toți cei care sunt corecți în relația cu statul nu vor fi absolut deloc afectați. La eveniment a participat și primarul Severinului, Marius Creciu. De-a lungul timpului, municipalitatea severineană a făcut mai multe demersuri în vederea sprijinirii acestei investiții. Drumul de acces care duce către companie a fost asfaltat, iar o parcare a fost amenajată chiar la intrare în curtea fabricii. În primul rând vreau să-i mulțumesc doamnei ministru pentru prezența la Turnul Severin. Este un apropiat al județului Mehedinț și al orașului Drobeta, Turnul Severin. Dumneaei se află, după cum ați văzut, și de o parte și de alta baricadei, încearcă să, prin programele guvernamentale, să și ajutăm oamenii, angajații din Drobeta, Turnul Severin, dar și o mână întinsă investitorului, o firmă foarte serioasă care, la rândul ei, este un reper în momentul acesta pentru Turnul Severin, este cel mai mare angajator la nivel de județ, implicit la nivel de Drobeta, Turnul Severin. Am rezolvat cu firma Sumitomo o parte din problemele orașului Drobeta, Turnul Severin din punct de vedere al angajaților. Urmează ca pe lângă cei 3.000 să mai avem încă aproape 1.000 de angajați. Important și noi să le dăm o mână de ajutor. Le-am făcut aici o frumoasă parcare în fața instituției. Lucrăm la un drum de acces pe zona respectivă. Suntem implicați alături de
dumnealor. Le urăm ani mulți în Drobeta Turnul Severin și mult succes în activitatea pe care o desfășoară. Inaugurarea unei noi secții de producție a fost un moment festiv la care au fost invitații aparte toți angajații. În parcare a fost montată o scenă pe care au urcat interpreți îndrăgiți de muzică populară, iar angajații au petrecut până târziu. Compania japoneză produce cablaj auto pentru cele mai cunoscute mărci auto, iar în cursul zilei de sâmbătă a inaugurat în Severin a treia hală de producție, iar acum are aproximativ 3.000 de angajați. Alte puncte de producție se află în Caransebeș și în Târgu Jiu.